Complexul muzeal Iulian Antonescu din Bacău găzduiește o expoziție deosebită de pictură semnată de Valeriu Seppi, cunoscut ca fost percuționist al legendarei trupe Phoenix din Timișoara. Evenimentul intitulat sugestiv Fie să renască este semnat de către legendarul trupei Phoenix Valeriu Seppi, singurul căprar din muzica rock. Valeriu Seppi, absolvent al Facultății de Arte din cadrul Universității din Timișoara și coleg de generație cu Nicu Covaci la începutul anilor 70, revine în fața publicului cu o colecție de lucrări ce rezonează profund cu mitologia trupei Phoenix. Expoziția este o călătorie vizuală plină de ritm, rimă, puls și modulație, capturând esența unei perioade muzicale și artistice de neuitat. Sunt după ideile vechi ale noastre, cu mitologii personale, mitologiile Phoenix-ului, deci puterea animalului mitologic și sensibilitatea și sensul este reprezentat, în, după cum vedeți voi, în forme diferite și dimensiuni diferite. De ce a trebuit să vină public? Pentru că așa ceva n-a văzut normal, pentru că nu este o pictură de șevalet care e barbizonistică sau abstractă. Deci ea are un sens care are o legătură cu tot ce am făcut noi în Phoenix în ultimii 60 de ani de Phoenix, în care noi anul ăsta sărbătorim 50 de ani de la Muguri de Fluier. Printre lucrările expuse s-a numărat și una deosebită semnată de însuși Nicu Covaci, adăugând astfel o notă specială și emoționantă expoziției. Această colaborare artistică reiterează legătura strânsă și inspirația reciprocă dintre cei doi artiști. Se numește Nicu Covaci. Valeriu Seppi mi-a spus că Nicu Covaci în acest moment are probleme mari de sănătate. Lăsăm scaunul acolo și vom vorbi privind acel scaun ca și cum Nicu Covaci ca și cum ar fi aici. Această energie este de fapt cea care a și pus în mișcare acum 50 de ani, cred și mai bine, trupa Phoenix. Ei au reușit să transforme o energie care nu avea cuvinte, să o pună într-un text și într-un vers și într-o melodie și într-un ritm. Și cred de asta că nu există o ruptură, nu există un hiatus între artistul plastic Valeriu Seppi și percuționistul, muzicianul Valeriu Seppi. Vă invit să-i simțiți energia. Știți, a zis cineva odată că muzica este știința bunei mișcări. Latinește lucrul ăsta sună cam așa, muzica scientia bene modulandi. Asta înseamnă că există o mișcare pe care trebuie să o regăsiți și pe care o să o vedeți, o să o simțiți aflându-vă în fața lucrurilor. Trebuie să faceți acest exercițiu, nu-i așa, domnule Valeriu Seppi? Uneori frumusețea este o durere, o durere fizică. Valeriu Seppi lasă să se vadă această durere. Are și un tablou care se numește Limitele durerii, Limitele suferinței. Și parcă îl copiază pe acel bibliotecar orb din Buenos Aires care a zis că frumusețea este o senzație fizică. Și această propoziție atât de spirituală, mi se pare că aici, în locul ăsta mic al Muzeului de Istorie, încearcă așa să rupă pereții. Vernisajul este o ocazie unică pentru iubitorii de artă și pentru fanii ai trupei Phoenix de a redescoperi spiritul unei epoci pline de creativitate și inovație. Publicul este invitat să participe și să se lase purtat de magia artei lui Valeriu Seppi într-o expoziție care promite să rămână în memoria culturală a orașului Bacău.